S-au luat măsuri și în cazul incidentului rutier din capitală, unde un vatman a tamponat intenționat o mașină care se afla pe linia de tramvai. Poliția rutieră i-a suspendat permisul șoferului mașinii și a dat o amendă de peste 2000 de lei. Vatmanul ar putea fi cercetat penal, iar șefii de la societatea de transport sunt pe punctul de a-l sancționa disciplinar. Ce faci? Eu fac bine, tu ce faci? Dă-te la o parte. Ce cauți pe linie? Pleacă de aici. Camera montată în interiorul unui tramvai din capital a surprins momentul în care mijlocul de transport în comun tamponează autoturismul din față. Șoferul mașinii, un tânăr de 22 de ani, intrase pe linia de tramvai, depășind astfel coloana de mașini care așteptau regulamentar la semafor. Avertizmentele sonore repetate ale vatmanului nu l-au impresionat însă pe șofer, care a împiedicat tramvaiul să înainteze chiar și după ce semaforul trecuse pe verde. Enervat, vatmanul a lovit cu tramvaiul mașina care a blocat drumul. Imaginile cu tamponare au fost distribuite masiv pe internet. Poliția l-a identificat pe șofer și l-a sancționat. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2230 de lei, dispunându-se totodată și reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Chiar dacă se bucură de un val de simpatie din partea șoferilor bucureșteni, sătui de astfel de comportamente în trafic, nici vatmanul de la STB nu va scăpa basma curată. Și asta pentru că Brigada Poliției Rutiere a Capitalei a deschis din oficiu un dosar penal în care face cercetări pentru o posibilă infracțiune de distrugere. Până atunci, vatmanul este cercetat disciplinar de șefii săi de la STB, care recunosc că oricât de frustrat ar fi un vatman din pricina traficului îngreunat, reacția lui nu a fost una corectă. Cred că dacă era cu mașina personală, și vatmanul nostru ar fi reacționat altfel, ar fi fost mai calm, nu i-ar fi dat mâna să-l ciocnească pe cel din față, toți suntem șoferi, într-un fel sau altul în București ăsta circulăm zi de zi, dar nu ne facem dreptate singuri. Vatmanul poate fi sancționat disciplinar. Astfel de incidente în trafic între tramvaie și autoturisme sunt la ordinea zilei în capitală, susțin oficialii STB. Numai anul trecut s-au înregistrat 741 de tamponări de acest gen și doar în mai puțin de 100 de cazuri vina a fost a vatmanilor. Aceleași statistici oficiale arată că în 2019 STB a înregistrat 32.500 de ore de întârziere cauzate de blocarea tramvaielor de mașinile parcate neregulamentar. Chiar și așa, poliția rutieră avertizează pe șofer și pe vatman deopotrivă să nu răspundă la șicanele din trafic. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.